Ia, Vali, poți? Piciorul ăla l-arunci. Așa. Merge? Hai, ne auzim la telefon. Ce bine. Bă, deci mor de cald, bă, băiat. Mor de cald. Bă, l-am fost spate aici, pe Vali, ca pasager. Mi-a intrat o muscă în cască. Vies pe muscă în șep. Hai că a ieșit. Retăm către Târgu Jiu, ușor, așa, cu calm. Mergem pe la Tănuțul, dar înainte de toate facem un Transalpina. E 12:47 ceasul. Cine știe pe la ce oră să ajung pe acolo? E bine, mă? Bun, e tot în regulă. Îi dăm bătaie. Bine v-am găsit la un nou episod aici pe canalul meu de motovlog. Eu sunt Edu, a.k.a. Edu Rider, și sper să-l urmez pe toată perioada episodului. Astăzi sunt cu Vali, ca și pasager, camaradul meu de drum din, bine cum știți, Eurotripul 2022. Am decis ca astăzi să mergem împreună pe motor până la Tano. Am întâmpinat o problemă la motocicletă, și anume cheia a rămas blocată în contact. A trebuit să scoatem mufa din contact, altfel rămânea contactul pus non-stop. Nu a reușit să facem absolut nimic, contactul nu găsim. De rezervă, singura chestie, să punem firele pe direct, dar sunt cit bobinele și putem risca să ardem aprinderea. Drept urmare, am lăsat o perioadă și am zis, Valică, te urci pe motocicletă și rămâi pasager cu mine. Ca să închid repede story time-ul de ce l-am ca pasager pe camaradul meu, Valică, ne îndreptăm către Târgu Jiu. Ne îndreptăm către Târgu Jiu ca să ne întâlnim cu Tano de acolo, o să mergem pe Transalpina. Deja mă vedeți neechipat, sigur... O să mă vedeți și echipat, pentru că am totul în top case. O să fie fain, sper să fie fain. Bineînțeles, după mine drona. Încă vreo două cămăruțe ca să putem să luăm cadre frumoase. Și între timp, până ajungem acolo, țineam să vă spun story time-ul drumului care îl fac acum. Drumul din Gușoieni. Am făcut Crețeni, Gușoieni, mergând către Târgu Jiu. Practic, drumul ăsta eu l-am făcut foarte des de copil, pentru că aveam bunicii care stăteau la Roșiile, așa se numea localitatea, Comuna Romanești, și ai mei fiind în Italia, trebuia să mă ocup de ei. Mă duceam minim o dată pe săptămână la ei la țară și făceam drumul ăsta către Tetoiu, și undeva la Tetoiu făceam dreapta. Cine mă urmărește și e din zonă și e despre ce vorbesc, practic sunt drumuri comunale, sunt sate. Mă bucură foarte mult că sunt din nou pe drumul ăsta aici. Sunt cu mijloc de transport care pe mine mă bucură enorm și în același timp îmi trezește amintiri. Mi-aduc aminte că drumul ăsta, spre exemplu, nu era asfaltat. Mi-aduc aminte că pe aici nu era cămin cultural, ci era ceva de răpânătură. Mi-aduc aminte că omul ăsta nu trecea strada. În fine, drumul e foarte fain. Duci pe Valică, așa, când o să povestim de ale noastre, de ale mele, și îi spun din copilărie, îi dau exemple, pentru că o să-și aduc aminte drumul de pe aici. Bineînțeles, să-și aducă bine aminte drumul, pentru că e pasager și îi place de nu mai poate. Aici sunt niște curbe faine, faine, fix acum ajungem la ele, unde mai există un story time în curbele astea, dar o să fac altă dată story time-ul ăsta, pentru că e foarte fain. E vorba tot despre două roți, dar două roți pedalate, nu motorizate. Eram de committed, mă. Uite ce fain e drumul ăsta, de când voiam să merg pe aici, Doamne. Știți de câte ori a rămas eu cu mașina pe aici? Ah, ce povești! Ultima dată am făcut drumul ăsta, cred că acum vreo 7 ani. Și aici, pădurile astea, ce mai stăteam pe aici? La grătare. Am totdeauna când eram copil și mă întorceam de la țară. Problema aici era iarna, când începea să ningă sau era gheață, în urcare acolo sus sau coborâre sau invers pe partea asta. Cum o să ridic puțin drona să nu-mi ceva fel de frumos.
Așa. Fain asta. Și fain. Să rămână mult. Pe Dumnezeu să-mi dai și măicuța Domnului. Am făcut și pozici. Hai să o tem. Că mergem departe. Am ridicat și drona. Cât de fain, jur. Răcoare, țaca paca. Mie îmi place de mor. Vă strada așa pe mijloc și copacii pe laterale cu umbră așa. Fix temperatura care trebuie. O prrrr, uite ce frumos e aici. Tana! Ce face băietul? Ce faci? Cum e? Cum e? Îți place cum sunt echipat? Ruroc, frumos! Dar îți place cum sunt echipat? Da, îmi place la aici cotiere, genunchiere... Da. Pregătit? Aaa, ok, ne-am văzut și aici, ne-am văzut cu motoarele. RX! Ia. Yeah. Ce fain să audă. O, bună, 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 bună. E și Sara, nu? Nu te duci, mă. Nu te duci. Băi, nu te duci, mă. Stai mai aici, mă. Bună. Avem și pe Tanu cu noi de aici de la Târgu Jiu. L-am venit și l-am ridicat. Transalpina e deschis. Ah! Transalpina! Hai, Tănuțu! L-avem pe Tănuțu! Ne filmează. Auzi-o cum face, mă? Ba, 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 ba. Du-te, bă, de aici, că e prea mișto. Ma. Wow. 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 Mamă, uite. Uleu, uleu, am zis că se termină muncile. Eu mor. Eu mor, tu vezi ce peisaj fain. Mamă, cât e de fain. Prea fain, bă. Hai sus, tatnăul. Uite-l cum coboară. Bă, băiatule, ce peisaj, bă. Cel puțin acolo, uite cât e de fain. Trebuie să ridic drona aici neapărat. Trebuie neapărat să ridic drona. Mamă, ce peisaj fain. Ce peisaj fain. Asta e topul. Topul plimbărilor mele, Transalpina. Wow, prea mișto. Hai să ridicăm drona, fraților.
peisaje aici pe Transalpina. Mi-am dorit să ajung aici, am ajuns. Încă un punct, încă un moment fain. Un punct strategic adăugat pe segmentul nostru din Eurotrip. Super fain, oamenilor. Cine n-a fost pe aici, recomand cu încredere. Și mă bucur că sunt pe aici. Să vă las puțin cu imagini. Și noi ne vedem la episodul următor. V-am pupat. Ma che fare, ma che fare, ma che dici, ma che fare, ma che cazzo, ma do, ma no. Ei rămân aici, noi mai facem o tură, ne întoarcem și pe înapoi, noi doi și eu. Da, plouă. Da, nu, nu, vorbim despre mai. Ah, ok. La mea. Oh, fuck. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.